Oh, pe bune! Trebuie să existe o cale să mă înalț. Să vedem. Legendele despre bizonii pitici și veverițele uriașe m-au făcut să cred că există posibilități de modificare a înălțimii mergând în adâncul pădurii. Pantera aia e mică sau de fapt e foarte departe? Departe! Departe! Tot doare, dar mai puțin. Observați ceva diferit la mine? Sfinte, sos fierbinte, a crescut un milimetru! Ce? Ce pot să spun, soro? Cresc repede? Eu am fost prima. Până la urmă voi fi mai înaltă. Dovedi științific. Ce? Dar avem aceeași înălțime acum. Geamă în alfa! Geamă în alfa! Oh, da? Ceva îmi spune că eu voi fi acela care va mai crește un pic chiar acum. Las-o, baltă, Dipper! Ce s-a întâmplat? Știi tu, pubertate, chestii... N-are nicio logică! Acum o secundă erai... Stai puțin! Ia zi, asta e o magie, nu-i așa? A fost vreo vrajă sau ceva? E un vrăjitor în dulapul ăsta, nu-i așa? E acolo? Ce? Nu! Vrei să spui că nu-i niciun vrăjitor în dulapul ăsta? Că dacă deschid ușa asta chiar acum... Bine, deschid-o! Un vrăjitor invizibil! Pe bune, Dipper! Ato! Salutare, Stanford! Ascult aici! În borcanul ăsta am peste 1000 de super termite egiptene vrăjite! Semnează actele de proprietate sau spar borcanul cu bâta și sforte fără coliba cu tine înăuntru! Hei, ce e acolo? A? Ba, nu! Ia-le de pe mine! Sus, trece aici! Vreau să-i fac o poză ăstuia! Poate că ai câștigat lupta asta, dar ține minte, Stanford! Familia ta are un punct slab și am să-l găsesc! Apărul meu! Răspunde numai la incantații? Expecto vrăjitorium! Vrăjeală! Vrăj... Nu-i niciun vrăjitor! M-am înălțat folosind lanterna asta! Vreau să văd și eu! Mă întorc la tine mai târziu! Nu-i nimic, poate micșora la loc. Lovitură de karate cu mână normală.